Gastronomia și prietenia au mers mână în mână la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional Pomana Porcului din stațiunea Băile Bolvanioș, județul Covasna. La evenimentul desfășurat în weekend, 16 echipe au pregătit cu iscusință preparate tradiționale specifice zonei, respectiv țării din care provin. Dacă până anul acesta Festivalul Internațional Pomana Porcului avea inscripționat pe cupele oferite câștigătorilor stema comunei Turia, de anul acesta simbolul festivalului este altul. Vineri seara, toți concurenții au venit îmbrăcați în costume tradiționale. La acest eveniment se leagă niște prietenii. Deja sunt comune care, prin intermediul concursului, au devenit înfrățite. De anul acesta, fiecare cupă are inscripționată un simbol al prieteniei, reprezentat de două mâini împreunate, noul simbol al festivalului. Nu contează de unde suntem și de unde am venit. Toți suntem prieteni. Ne respectăm și ne simțim bine împreună. Aceasta este esența festivalului, a spus primarul Dragoș Otilo. Pentru covasnamedia.ro. Să nu vă închipuiți că doar prietenia a fost felul principal al festivalului de la Bolvanioș. Competitorii nu au uitat că și gastronomia este un punct la fel, dacă nu chiar mai important, al pomenii porcului. Localnicii au pregătit cârnați, sarmale de brebu și pentru final, mămăliga tradițională românească, mare și pufoasă.